dragilor! Astăzi vă prezint un mic tutorial unde veți găsi 4 secrete ale ursuleților de catifea. Vă rog să atingeți clopoțelul acolo în dreapta jos și să vă înscrieți, dar în același timp veți primi și notificări atunci când voi încărca noi video. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că mă urmăriți, că lucrăm împreună și comunicăm și mai ales că vă prezentați lucrările pe grupul nostru Croșetez odată cu tine. Primul secret este cum se trage un fir în așa fel încât să nu iasă vata afară, cum se ascunde. 2. Cum se așează un botic în așa fel încât să fie bine proporționat. Al treilea, cum se fac aceste urechiușe adunate aici? Și al patrulea, cum brodăm un nume? Cum scrim un nume? Vedeți? Diverse nume cu diverse fire și înnodate, pentru că oricum copiii sunt curioși și vor băga degetuțele și vor trage, în așa fel încât să nu iasă. Să vă mai spun că acum mi-a venit în minte, ochii trebuie așezați exact la jumătate în sus, deci foarte puțin, vedeți? Exact la jumătate. Iar boticul, ce este mai important, să fie cât mai aproape de ochi. Și acum hai să vedem cele 4 secrete. Hai să începem. Primul lucru. Când ne rămâne firul, facem așa, mergem mai departe, cât mai sub mână, tragem firul, dar nu scoatem croșeta. Este de preferat să ieșim pe aici, pentru că altfel se agață vată în cârlig și iese vata pe afară. Și abia acum terminăm de cusut. 2. Este cumva cu boticul prea înalt. Suntem cu firul pe lateral. Așa. Căutăm să intrăm aproape de centru. Am intrat exact în centru, așa, și căutăm să îl aplatizăm. Și uitați, dacă tragem, el se strânge. Vedeți? Mai trecem încă o dată pentru a avea mai multă putere, depinde cum avem nevoie. Și abia acum înnodăm firul. La fel se procedează și pentru codiță atunci când este puțin prea înaltă. 3. Avem urechile perfect rotunde și vrem să le adunăm puțin și să le facem cu un pic de gaură. Facem așa. Ne ducem pe marginea de jos și ne întoarcem aici. Și strângem. Vedeți cum se face? Și repetăm până când îl aducem la același... Să fie stabilă, da? Și trecem și la cealaltă. Vedeți ce frumos vine? Și secretul numărul 4, cum să scriem un nume. Ne folosim de aceste piciorușe ca și cum ar fi pătrățele. Intru pe undeva pe lateral și las un capăt aici și voi începe D, litera D. Pentru că este o literă mai mare față de I,
o să duc eu aici, că e mai mic, nu ocupă mult spațiu, iar D-ul, așa, facem ca la pătrățelele de matematică, așa, acesta este un D și acum o să facem și A, iar A-ul o să vină aici. Așa. Iar acum o să căutăm să ieșim pe mijloc aici, ca să putem face liniuța la A. I, da. Și vom ieși în același loc pe unde am intrat. Să vedem ce ne-a ieșit aici. Eu sunt mulțumită. Ida. Și acum înnodăm. Și vom trage în interior firul rămas. Și cum spuneam, ca să nu scoatem pe aici cârligul, că sigur se agață vată, vom ieși prin oricare altă parte. Uite așa. Super drăguț! Vă mulțumesc! Ne vedem la tutorialul următor!